În fiecare an, de Paști, tot credinciosul are în grijă să pună deoparte bani pentru masa de sărbătoare. Mielul, ouăle și cozonacul nu trebuie să lipsească din meniul tradițional. Tocmai din acest motiv, prețurile cresc vizibil în această perioadă și îi iau prin surprindere pe cumpărători. Cei care nu dispun de prea mulți bani sunt obligați să renunțe la unele produse sau să reducă rațiile. Mai ales la carnea de miel, prețul este prohibitiv pentru mulți dintre cei cu salarii și pensii minime. De aceea, mulți cumpără o jumătate sau doar un sfert de miel. Mielul fără organic. Ei ca paștele fără ou. Cum vi se pare prețul? Cam mare. Cam mare, că anul trecut erau mai... 22 era. Anul trecut am luat cu 17. Probabil că mâine e mai așa, da? Și cât vreți să luați? Unul întreg sau... Nu, jumate am luat. E cam mare pentru pensionar. Mare, doamnă, dar și cerealele noastre au costat. Este, dar ce să faci? Vreau să iau și o pulpă din spate și cu capul. Da, am cumpărat. Nu, e numai bine. Și ce faceți din el? Drop, tot ce se face. Mâncare tradițională. Crescătorii de miei se împar și ei în două categorii. Unii care nu se știe din ce motive nu au cumpărători, iar ceilalți foarte mulțumiți de vânzarea de până acum. Da, spune. Foarte bine, foarte bine. Și întreg, și sferturi, și la jumătate, cum are omul bănuț. Oricum, să fie toată lumea mulțumită. Mai aveți marfă multă? Puțin, puțin, doi mai avem, atât. Pro 23, 22, pardon. Bun, ce zic? Bine. 230. Da. Mâine mai ai? Să vedem. Dacă mai... Da. Ai vrea să-i termin. Da. Ce zic? Ca să poți le duc la stână. Dacă-ți mai rămân, mai dați prețul mâine. Să vedem. Cum o pică? Cei care nu au nicio șansă să pună pe masă anul acesta mielul de Paști se satură doar cu gândul la mirosul fripturii sau al drobului. Produse sunt din belșug, bani mai puțin. Piața este foarte bogată, produsele sunt de calitate, dar vânzările merg destul de încet. Nici grădinarii nu au prea mult succes. Dacă nu se cumpără miei, nici ceapa sau verdeața nu mai au căutare. Poftiți aici la băiatul 5, 10, 11, 12, 13. Iată aici are este bonusul. Cu alea, cu alea. Ce cumpără lumea ceapă? Păi, cumpără și nu prea cumpără. De ce, n-au luat miel? Păi eu știu, întrebați-i pe ei dacă au luat, dacă au bani să ia mielul. Asta e problema, banii. Este, dar nu e vânzare așa de speriat. Față de alți ani e slăbuț. E slăbuță vânzarea. Dar producția a fost mai bună. A fost. Producția a fost, dar vânzarea e slăbuță. Dar pentru că sărbătorile de Sfintele Paște apropie, oamenii sunt veseli, zâmbesc și glumesc, lăsând la o parte necazurile inerente și grija zilei de mâine. Astăzi, indiferent de mulțimea banilor din buzunar, vor cumpăra câte ceva pentru masa sărbătorească. Un curcan, dacă luăm curcan, îl facem la cuptor, prăjituri, pască, cozonac, de toate. Ce să... Gătesc, bună ziua, mielul l-ați luat? Nu l-am luat acum, mâine le iau, că e mai ieftin. De stufat, avem tot ce ne trebuie. Numai mielul mai lipsește. Mielul trebuie să... mâine luăm, că e mai ieftin. Cum sunt prețurile? Potrivit. La miel ați fost? Am fost. 23 de lei. E cam piperat pentru azi. Mâine se poate să fie mai slab. Nu are lumea bani. Este lait motivul acestor zile și al acestor ani de nesfârșită tranziție și de crize de tot felul, când, iată, mielul de Paști este pe cale să devină obiect de expoziție. Cu toate acestea, buzoienii surâd și speră că mâine va fi mai bine.